Proiectul privind amenajarea clădirii administrative în care va funcționa Muzeul Dinozaurilor din Transilvania începe să prindă contur. Depus de administrația locală a Comunei General Berlo în 2017, blocat prin sertarele Ministerului Dezvoltării câțiva ani buni, a fost repus pe tapet la sfârșitul anului trecut, de această dată de către Compania Națională de Investiții. Între timp, valoarea proiectului s-a dublat de la 1,3 milioane de lei inițial la 2,8 milioane de lei. Este un proiect, cel mai longeviv proiect, cred că, îndemarat din 2017. După ce a stat câțiva ani pe PNDL la Ministerul Dezvoltării, a ajuns acum la CNI. Anul trecut s-au făcut primele achiziții pentru lucrări, s-a anulat achiziția. Din nou se depune până în 8-a, 3-a documentația de către agenții economici. Ceea ce mă bucur eu este că are interes pentru agenții economici lucrarea asta, având până acum 3 vizitatori pe teren. Este un proiect important pentru dezvoltarea turismului în județ, întrucât clădirea se află în Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, iar această zonă trebuie exploatată și promovată din plin, se arată în caietul de sarcini al investiției. Merge pe parte mai mult științifică cu realitatea ce s-a găsit în Țara Hațegului și o parte din proiect prevede școală de vară pentru studenții de la arte plastice, pentru elevii de la liceele de arte plastice, pentru tabără de elevi, cu creația lor, viziunea lor asupra dinozaurilor, atât prin sculptură, cât și prin pictură, prin orice un artist vede. Clar că ar duce la dezvoltarea, în primul rând, a comunității mele, dar ar duce și dezvoltarea zonei turistice, pentru că ar fi puncte clare de vizitat cu un circuit clar. În Țara Hațegului, cel puțin. Da. Nu mai vorbesc că bănuiesc că are influență și asupra județului Hunedoara, legat de cel de la Săcir de Novcea, care acolo bănuiesc că rămâne pe vechea viziune cum s-au pornit aceste proiecte, viziunea lui Novcea asupra dinozaurilor, că și el a avut un rol în descoperirea lor.